Dumneavoastră, ca antrenor, ați fi folosit în continuare pe Bălgrădean până la final? De ce nu? Pentru că a semnat cu CFR. Și care e problema? Păi ești în luptă directă cu CFR, mister. Asta este și e o altă competiție. E o altă competiție. De ce să nu vedem lucrurile așa? Păi, cum a văzut Becali și deși îl taxez cât de des pot pe Gigi Becali pentru derapaje, aici cam are dreptate. Tu aperi, deși eu sunt în luptă directă la titlu cu CFR, echipa care va fi pentru tine în sezonul viitor nu a ta echipă. Adică tu poți să joci în Liga Campionilor dacă nu aperi foarte bine la mine. Da, asta e situația. Trebuie să o acceptăm. Deci dumneavoastră i-ați acordat creditul lui Bărgrădan indiferent de situație. Normal, pentru că el este un jucător profesionist și trebuie să se respecte pe el în primul rând. Dacă el apără prost și CFR câștigă campionatul, își pierde locul automat și la CFR. Pentru că dacă el demonstrează că este un portar puternic, din punct de vedere al caracterului, pentru că într-o astfel de situație tu trebuie să dai seama, presiunea este uriașă pe urmerii lui. Îți asumi o responsabilitate uriașă atunci când faci pasul ăsta, nu? Și atunci tu trebuie să demonstrezi că ai meritat să te duci la o echipă puternică, nu?